Ștefan Cazacu, am aproape 27 de ani și sunt violoncelist. Mi-am început studiul violoncelului la vârsta de 6 ani împreună cu tatăl meu, care, din punctul meu de vedere, a avut, cred că, cea mai grea sarcină cu mine. El, fiind profesor atunci la Universitatea de Muzică din București, să spunem că am fost un alt student, elev de-al lui, a investit enorm de mult timp și enorm de multe resurse. Pentru că la vârsta aia, sincer să vă spun, mie îmi plăcea să ies afară, ca toți copiii de altfel, nu prea ne plăcea să stăm să studiem. Anii trecând, chiar am început să conștientizez, să realizez că eu, de fapt, gata, când la instrumentul acesta mi-a luat puțin, la început tot era în joacă, după aia a devenit un pic mai serioasă treaba și orele de studiu creșteau, chiar dacă eu nu prea voiam. Și tot așa, mai prusa câte jumătate de oră, jumătate de oră. Eu nu prea le simțeam, dar el era, hai, mai plusăm un pic, mai plusăm un pic, o să fie bine, chiar o să fie bine. Uh, persoanele care m-au motivat cel mai tare au fost el, tata, Răzvan Suma, cu care am și studiat la Universitatea de Muzică din București, uh, iar o altă persoană, care îi mulțumesc foarte mult, a fost uh, Reinhard Latsko, de la Universitatea de Muzică din Viena, care... Deși n-am lucrat foarte mult cu dânsul, am lucrat un an și jumătate, mi-a arătat o cu totul altă perspectivă a instrumentului, a tehnicii și a gândirii muzicale. Acesta a fost un an foarte interesant. Eram uh, în luna februarie, deja în patru concerte, uh, urma să l -am pe al cincelea. Ne pregăteam foarte bine, colegii și cu mine, să susținem un recital de muzică de cameră la sala mare a Ateneului care a avut trei modificări odată, trebuia să fie în februarie, după care la începutul lui februarie, la mijlocul lui februarie, iar într-un final, pentru că nu ne-am înțeles cu datele, l-am programat pentru 1 martie. Zic, ok, facem pe 1 martie, avem timp de repetiții. El a fost ultimul concert, da, chiar ultimul, într-o sală de concert cu public. Concertul a ieșit foarte bine. O săptămână mai târziu s-a declarat stare de urgență. Pandemia, ne-a lovit și pe noi din plin. Nu spun, am ajuns acasă, m-am baricadat în casă și uitându-mă la agenda observam, aveam totuși în vară și până în vară aveam proiecte, concerte cu orchestra, concerte în orchestră, concerte de muzică de cameră, cum le gestionăm. A fost o, o situație foarte dificilă pentru că nu știam ce se va întâmpla. Eu tot îmi studiam repertoriul și cumva plusam un picuț, pentru că aveam diferite concerte de cântat. Și am zis, mă, dacă totuși se dă drumul până atunci, eu trebuie să fiu pregătit. Într-un final, nu s-au mai ținut, dar răspunsul a venit extrem de târziu. Eu când deja le studiam, eram pregătit. Aia a fost o situație, să spunem, nenaturală. Preferam să studiez cu totul altceva, să mă dezvolt pe mine foarte bine. După ce s-au anulat aproape toate concertele, singurele care au mai rămas în picioare fiind cele online, mi-a venit o idee. Zic, bun, acum am timp, de ce să nu profit de timpul acesta? Și cam ăla a fost clicul pentru mine ca să particip la concursul George Enescu. M-am înscris fix pe ultima sută de metri. A fost o alegere mai mult spontană decât gândită. Zic, acum m-am înscris, nu mai am ce să fac, trebuie să studiez. Și asta am făcut în timpul pandemiei. Două reprize de studiu în fiecare zi, odihnă, pentru că aveam nevoie și de un pic de odihnă, și am încercat cât de cât să fac atmosfera pe placul meu, liniștită, cu bun simț, să mai râd un film, un serial, pentru că suntem oameni. Între timp, eu deja lucram cu doi copii în particular, Cred că a fost una din cele mai crunte experiențe. Ore online, pe telefon, pe WhatsApp, pe Facebook. Puh. Știu că eram în casă, ne dădusem întâlnire, să spunem, ora 12, ora 13, avem oră. Din o oră și jumătate cât lucram, nu știu dacă... De vorbit înțelegeam ce vorbeau și ei mă înțelegeau ce vorbeam. Dar când era vorba de cântat, aia a fost o luptă crâncenă. Copii nu înțelegeau. Eu încercam să le cânt. Ei când îmi cântau mie, eu pur și simplu ciuleam urechea și nu auzeam. Din fericire, imediat după ce s-a terminat totul, <coughs> am vorbit și le-am spus, eu nu mai fac ore online, dacă doriți, noi le facem față în față, pentru că așa pierdem. Se pierde. Se pierd foarte multe informații. Eu nu aud cum cântați, nu vă aud sunetul. Contează foarte mult. Cam mai a fost cea mai întunecată perioada anului 2020. După care vreau să cred că a mers din ce în ce mai bine. Concert în aer liber, ne bucuram de o cură de aer curat, o plimbare prin parc, să ne mai risim creierii, că și statul închis între patru pereți nu e cel mai sănătos. Iar din luna septembrie am făcut o alegere foarte bună. Cei doi copii cu care lucram erau la Lipati. Și chiar mi-am dorit, dacă tot am stat atâta timp predând, chiar am simțit o atracție. Și am spus că vreau să mă duc să mă înscriu la liceu ca fiind profesorul lor. Și s-a întâmplat acest lucru. Am învățat foarte multe și cred că și asta m-a ajutat în formarea muzicală un pic mai mult. Având în vedere că ei trebuiau să învețe ceva de la mine, eu trebuia să mă gândesc de două ori înainte să spun ceva. Și cu ocazia asta o idee pe care acum un an o gândeam strict într-un fel, acum deja o gândeam în două, trei feluri. Și nu spun că numai pe ei a ajutat, m-a ajutat și pe mine enorm de mult. De regulă eu încerc să rămân o persoană pozitivă. Nu la COVID, pozitivă în sensul de atitudine. Și îmi place tot timpul să gândesc... Niciodată nu privesc partea goală a paharului, privesc partea plină a paharului. Și e o chestie pe care nu știu, pe mine mă ambiționează cumva. Va fi mai bine. Mâine, poi mâine, dar sper și cred că va fi mai bine. Viitorul ce ar putea să-mi rezerve, că îmi doresc foarte mult să cânt din nou în sală, să mă bucur împreună cu colegii muzicieni de public în sală, de concerte reușite. Senzația aceea când suntem pe scenă și ne adunăm cumva energia pozitivă, nu am cum să o exprim în cuvinte, dar este o energie care se degajă și pur și simplu simt cum pielea, cum pielea mi, se, mi se ridică părul de pe piele. E senzația aceea că într-adevăr este muzică, nu este un disc pus perfect, nu este un sunet care este ce trebuie. Eu sper că, în viitor, pentru mine cel puțin, îmi doresc să cânt cât mai mult cu orchestra, îmi doresc să țin masterclass-uri, să pot să învăț mai departe ce am învățat eu de-a lungul anilor, muzică de cameră și asta. Și într-o oarecare măsură și orchestră, dacă mai îmi permite și timpul. Încerc să fac cât mai multe, că îmi place să și stau, dar nu atât de mult cât îmi place mai mult să mă bucur de ce am în jur, să mă bucur de viață. Îmi doresc cât mai repede să ne fie mai bine, să fim sănătoși și să vă bucurați dumneavoastră și noi de muzica pe care o să o creăm în săli.